Klaus Iohannis, avertisment dur pentru PSD, acesta ar fi un scenariu prost. Plenul Parlamentului decide miercuri cu privire la înființarea comisiei speciale care să modifice legile securității naționale. În acest context, președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că o coaliție responsabilă, care înțelege nevoia modernizării legislației în domeniul securității naționale, este un scenariu pe care sublinierea are speranța că va deveni realitate. Securitatea națională este o temă atât de importantă încât ea nu poate fi ocupată de o singură instituție. De aceea, sublinierea în Constituție, toate instituțiile mari au un rol în asigurarea securității naționale, începând de la președinte, la stat, la Parlament, la Guvern, sublinierea la entitățile de specialitate, armat. Servicii sublinierea und. În acest sens, cred că este important să înțelegem ce orice demers făcut de vreuna din aceste părți pentru a schimba sau a îmbunătăți cadrul general are nevoie de colaborarea tuturor celorlalți, a declarat Iohannis. Klaus Iohannis de replica. După ce Tudorel Toader a anunțat sesizarea CCR, nu există absolut niciun motiv. În opinia sa, se pot imagina două scenarii privind acest demers de înființare a unei comisii parlamentare speciale. Un scenariu ar fi ca un PSD dornic să ocupe toate instituțiile statului, să le acapareze. Se forceze schimbări ale legislației în domeniul securității naționale în sensul unui control politic, fără să colaboreze cu presubliniere din CIA, fără să colaboreze cu XAT, fără să colaboreze cu armata, cu serviciile. Acesta este un scenariu prost. Alt scenariu, o coaliție responsabilă, care înțelege nevoia modernizării legislației în domeniul securității naționale, se apucă să lucreze pe aceste teme foarte importante, colaborează cu președintele, cu președinția, cu XAT, inclusiv cu reprezentanții serviciilor vizate sublinierei, în final. Se obține ceea ce ne dorim cu toții, o legislație modernizată, european, care într-adevăr conduce la un cadru care permite o securitate națională modernă, care permite să spun cetățeanului, da, statul român este capabil sublinierei are toate instrumentele sublinierei legislația aferent pentru a avea praa sublinierea cum ve doriți cu toții. Acesta este scenariul pe care mi-l doresc sublinierei am speranța că acest al doilea scenariu de colaborare va deveni realitate, a continuat Iohannis, precizând că nu ar fi de acord cu scoaterea serviciilor de sub autoritatea presubliniere din CIA sublinierei axat.